De vineri, așa, ca de vineri de atmosferă incendiară, i-am adus alături de noi pe Shaggy, Scooby-Doo și Mumia. Salut, Scooby! Salut! Salut, Shaggy! Salut! Bine ați venit, vă așteptăm de câțiva ani. N-am reușit niciodată să mă apropii de aceste personaje. Eu am copilărit, căci făceam școală de după amiază și vreau să... Ei. Salut! Ăsta liniștit, nu mușcă! Nu! Doar sperie! Am vrut tot timpul să bat palma cu Scooby. Și să dau mâna cu Shaggy. Salut! 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 Sunteți bine? Foarte bine! Vă place aici la noi? Da! E marfă și miroase a mâncare! Aoleu! Da, nu ne foame! Terminați! Da, da. Mumia n-are simțuri că nu are nas. Ce-a gătit bine. Vlăduț? Vlăduț? Da, Vlăduț, ce-a gătit? Dulce! N-am nimic de mâncare dulce. Dulce, preferatele noastre. Personajele au venit cu treaba de anunțat o întâlnire spectaculoasă cu cei mici. Și despre asta Răzvan vorbește cu Neapuiu. Doamnelor, domnilor, Puiu Gheorghiu, prietenul nostru de 100 de mii de ani, este alături de noi. Bună dimineața, văd că bună dimineața. Ai Puiu. Ați avut o astfel de întâmplare și anul trecut. Anul ăsta repetați povestea pe 20 și pe 21 martie. Pe 20 și 21 martie la Sala Palatului. Trebuie să se știe că este un spectacol interactiv cu publicul și cu copiii. De obicei, așa cum o să vedeți aici. Nu vorbesc limba română, dar de data asta... De data aceasta sunt actori români cu toții, da? Și Scooby-Doo este chiar vocea din desenele animate pe care copiii le văd la televizor. El, văzut, e original. El este originalul Scooby-Doo român. Am da. Înțeles. Și Shaggy la fel. Mumia este... aceeași. Aceeași, da. Și... Pare așa mai și îi așteptăm pe toți pe 20 și 21 martie la Sala Palatului. Cu siguranță se vor bucura, la fel ca și anul trecut, când au fost 4 zile pline de Scooby-Doo la Sala Palatului. Unde găsim bilete? Biletele se găsesc la Sala Palatului și la site-urile care sunt înscrise pe afiș. Așa, și prețul biletelor este funcție de locul pe care îl alege fiecare în sală și dacă vin sau nu cu părinții. Sunt prețuri pentru părinți și prețuri pentru copii. Iată, ceea ce e bine. Costă mult de tot o astfel de producție? Costă foarte mult, dar biletele nu sunt foarte scumpe. Se pot cumpăra de cei care vor să le vadă. Am înțeles. 20-21 martie la Sala Palatului puteți găsi bilete la casa de bilete a Sălii Palatului sau site-urile ce au pus în vânzare astfel de tichete. E interesant așa să te întâlnești cu idolii copilăriei tale. Uite, Scooby-Doo face parte dintre ei, nu-i așa? Chiar dacă avem părul grizonant pe la tâmple. Da, domnul Dani? Mă gândeam că puteam face o surpriză măcar copiilor din platou. Alți copii de acasă nu au șansa asta. Aș vrea să îi las să se apropie un pic și să-i întreb cine ar vrea să danseze cu Scooby-Doo. Yeah! Atenție! Când începe melodia, aveți voie să veniți aici în lumină și puteți dansa cât puteți voi, cât vă țin picioarele. Nu fura la start! Atenție! Avem atenție ca să putem face muzică. Pe locuri. Picata start. Start! Yeah!
Maggie, Scooby și Mumia, după cum vedeți, copiii din zilele noastre nu se mai sperie chiar așa ca pe vremuri de Bau Bau. Da. Legătura imediat la Flavia la... Te iubiți? Aoleu! Da, dacă vreți să prindeți spectacolul pe de-a-ntregul 20-21 martie la sala Palatului, până ne-a făcut invitațiile. Bine, ne-a adus și niște invitații, dar e pe căprării. Aoleu! Da. Nu e pe căprării. Scooby! Trebuie să dăm invitațiile. Începem cu copilul cel mare. Îi dăm lui Dani? Nu, că n-a fost cu minte! Da! Îmi pare rău, Dani. Le dăm copiilor? Da, cum să nu? Fiecare are câte invitație. Tu? Dar Răzvan n-a fost cu minte? Dar Răzvan a fost cu minte? Răzvan a fost cu minte, Scooby-Doo. Răzvan a fost cu minte? Da, cum să nu? Nu știe nici Scooby. Eu că a fost cu minte, dar mie-mi place. Acestea sunt cu două locuri ca să veniți cu mămica pentru că... Bine, pui eu. Nu. Cu mămica sau cu tătii? Mă rog, sau. Gata? Mulțumim tare mult. Vă așteptăm, da? Picii lui Sorească, așa le spunem. Noi au primit invitații la spectacolul de pe 20 sau 21 martie. Mai sunt bilete, puteți să le căutați chiar acum la sala Palatului. Sunt pe 21 martie acestea. Pe 21 martie. Shaggy, Scooby, Mumia, mulțumim tare mult să aveți două zile de spectacol super reușit la sala Palatului. Da!